Salutări și bine v-am găsit la un nou videoclip cu reacție. Ce-mi plac videoclipurile cu reacție. Da, astăzi vom reacționa la cele mai bune lovituri libere din 2019, marcate de jucători faimoși. Dacă mai vreți videoclipuri de genul, lăsați un like acolo să strângem și noi 1000 de like-uri la acest videoclip și o să postez cât mai des videoclipuri cu reacție. Nu uitați să vă abonați, facem și noi 30.000, mai avem puțin. Mâine, păi mâine facem. În fine, vom reacționa la acest videoclip, un videoclip destul de scurt, cum v-am obișnuit, însă astea scurte sunt mai șmechere. Așa că o să reacționăm la acest videoclip. Hai să-i dăm drumul să vedem ce avem aici. Oare o să rămânem impresionați? O să vedem în continuare. Deci începe videoclipul aici. Îl avem aici pe Sane. Se cam strâmbă puțin. Și Piani se cam strâmbă puțin. Nu știu ce au ăștia de se strâmbă așa. Rodrigo. O să marcheze și el în videoclipul acesta. Bailey vs. Werder. Hai că am pronunțat bine. Bailey vs. Werder Bremen. Marchează aici. Un gol foarte bun, a avut portarul efectiv ce să-i facă, nici nu s-a mai aruncat, a zis că nu mai are rost. Uite cum s-a dus perfect, bară gol s-a dus acolo, Bailey marchează, Di Maria vs. Montpellier, ce gol dă Di Maria. Di Maria vs. Montpellier marchează aici un gol absolut genial, s-a aruncat portarul degeaba, n-a avut ce să-i facă, bară gol s-a dus aici, de la distanța aia e ceva să dai. Fix acolo, Messi versus Real Betis. Știm cu toții că Messi dă foarte multe goluri din lovituri libere, așa că nu-i ceva nou. În fine, marchează aici, la colțul lung a dat-o. Păi portarul trebuia teoretic să o scoată pe aia, dar a dat foarte bine Messi la colțul lung aici. Mă așteptam să o scoată portarul, că era cam pe ea, adică asta pe colțul ăla, nu știu cum n-a scos-o, ne mai uităm o dată. Deci uitați-vă la portarul, pe colțul a stat, însă Messi a băgat-o excepțional în vincul porții. Rodrigo aici dă și el la colțul lung. Îl bate acolo pe... nu știu cine era. Cred că pe Neuer sau pe Ulrich. Cred că Neuer era. Nu știu sigur. Însă a dat-o la Păianjen. Mai departe Milik versus Lazio. Marchează și el un gol bun la colțul scurt acolo. Îl a încercat schema din FIFA, jucătorul advers. Fiți atenți. Uitați-vă la jucătorul advers. Uite-l, a încercat schema din FIFA, dar nu prea a mers. A vrut să stea acolo, să scoată cu capul. Știa că o să bată bine Milik, dar efectiv n-a avut cum să scoată pentru că a fost mult prea sus pentru el. Mă, dar nu știam că Milik bate așa bine lovituri libere. În fine, copilul ăsta se bucură. Sané versus Schalke versus fosta sa echipă. Știu golul ăsta. Prea bine s-a dus șutul ăsta. Uitați-vă ce efect a luat mingea. Mai departe îl avem pe nu știu să vorbesc. Mai departe îl avem pe Paco Alcacer versus Augsburg. Marchează și el un gol bun aici. Portarul, nicio reacție. Nu știu de ce nu s-a aruncat acolo portarul. Milik din nou versus Parma. Și ce gol da aici pe sub zid. Cât de bine bate Milik. Nu știam că bate așa bine. A bătut fix ca Ronaldinho aici Milik. Mai departe îl avem pe Marez aici versus Nigeria. Jucătorul advers a crezut că bate pe sub zid. Uitați-vă la el. Mamă, cât de comic e jucătorul advers. Însă Marez a bătut peste zid și a bătut foarte bine. A marcat aici un gol foarte, foarte, foarte bun. Mamă, cât de comic e jucătorul advers. S-a pus el acolo pe jos. Messi versus Liverpool, gol în semifinale UEFA Champions League. Nici măcar Alisson a putut să o scoată. Atât de bun a fost șutul. Alisson fiind unul dintre cei mai buni portari din lume, cel mai bun după părerea mea, alături de Ter Stegen, dar n-a avut ce să-i facă la această minge. Messi parcă a pus-o cu mâna acolo. Hai să vedem ce avem aici. Di Maria versus Marseille. Di Maria, de asemenea și el, un executant foarte bun de lovituri libere. Uitați cât efect a putut să bage în această minge și s-a dus bară gol acolo. Prea bun Di Maria. Prea bun la lovituri libere. Și în general. Cam aici se termină videoclipul. Cum am spus, un videoclip destul de scurt, dar foarte șmecher, niște lovituri libere extraordinare în anul 2019. Sper că v-a plăcut, like acolo, să strângem și noi 1000 de like-uri. Nu uitați să vă abonați, să faceți și noi 30.000 de abonați cât mai repede. Eu am fost Gianni, v-am pupat.